Hei, săptămână minunată vă doresc. Sincer, astăzi m-am lămurit și cred cu tot sufletul că între Deni și Andrei nu va fi nimic niciodată, nici în emisiune și nici în afară. Am văzut acest lucru după reacția ei de când a primit buchetul de la Andrei. Oh, Doamne! Despre poza aceasta n-aș vrea să vorbesc, o să vorbim mai încolo când vor exista materiale. Aș vrea, în schimb, să spun că sunt foarte dezamăgită până în momentul acesta de toate cunoștințele care s-au legat în casă. Nu mai înțeleg nimic. Pierd timpul aiurea. Deni cu George chiar părea că comunică foarte ok. Ai văzut-o pe Deni când îi spune lui George că îi place foarte mult maturitatea lui, că îi place că stă în banca lui, că etc., etc. Este prima oară când am auzit-o făcând complimente unui băiat, dar mă repet, pe George încă nu l-a cunoscut foarte tare și îmi este teamă că atunci când va vorbi mai mult cu el și îl va cunoaște mai mult, se va întâmpla fix ce s-a întâmplat și cu Andrei și cu Viorel. Deci, iarăși spun că nu mai știu ce să cred, nu mai știu. Gândiți-vă că mai sunt maxim 2 luni jumătate din această competiție, pentru că este un sezon foarte scurt și în, la final ar trebui să existe câteva anunți. Cine se va căsători? Că nu, nici măcar se bai din cu Damaris, care erau foc la început, nici ei nu mai au nicio treabă. Deci cine se va căsători? Miruna cu Cosmin sigur nu se vor căsători, pentru că știți problemele care sunt cu părinții și cu siguranță atunci când va fi vorba despre căsătorie vor interveni iarăși părinții. Sincer, nu mi-a plăcut de Miruna în seara petrecerii pentru că consumase foarte mult suc și ați văzut că vorbea, s-a sărutat cu Cosmin în loc să aibă flutul în stomac, să vorbească cu el, să-l ține în brațe, să eu știu ce să facă. Toate discuțiile lor era despre ce o să întrebe doamna Simona în live, dacă sunt un cuplu sau nu. Chiar nu mi-a plăcut deloc. Pentru că când te săruți cu un om, ai niște sentimente, simți, știți cum e focul acela, nu știu, îndrăgosteala aceea care te-a făcut să te săruți. Nu stai să-l zăpăcești de cap dacă o să spună că sunt un cuplu sau nu. El săracul spunea, păi o să spunem că parcă așa am hotărât, după ce ne sărutăm, ne vom declara un cuplu. Adică, nu, sunt mai multe lucruri care nu mai îmi plac la Miruna, dar na, o să le vedem și o să le discutăm pe parcurs. Aici, apropierea dintre Valentin și Gabriela mi-a plăcut foarte mult. Îmi place când vorbește Valentin despre Gabriela și cum o face. Ați văzut că îi spunea că acasă o să fie o soție super mișto și sportivă și așa mai departe. Ăsta este momentul când Andrei a vrut să-i dăruiască florile lui Deni și toate mamele comentau cum că ar fi vrut să o sărute pe gură și ea s-a retras. Am văzut-o pe mama lui George că era foarte supărată când a venit Andrei cu florile. Se vede că și dânsă îi place Deni, dar mi-ar fi plăcut să-l cunoască Deni pe George până acum, iar acum să fie sigură pe ceea ce face, pentru că v-am spus, ea va începe să se cunoască cu George și, Doamne ferește, vor ajunge iar la concluzii că nu este potrivită pentru el și așa mai departe. Să spuneți și noastră în comentarii ce părere aveți.